Thank you Bine, v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Emilia Miron și vă invit să fiți alături de noi într-o nouă ediție a emisiunii Oameni printre oameni. Zilele trecute am cunoscut o fată, o fată superbă, care are un stil de viață aparte și care se numește simplu Ziana. Haideți să-i spunem bun venit! Bine ai venit, Ziana! Bine, v-am găsit! Vă mulțumesc mult de invitație! Mă bucur mult să fiu aici alături de voi! Îți mulțumim, și noi că ești astăzi alături de noi. Și pentru a te cunoaște, telespectatorii, te rog frumos să-ți faci așa o scurtă prezentare. Cine ești, de unde vii și cum ai ajuns aici? Mă numesc Ziana. Am copilărit, m-am născut și am copilărit în Timișoara. La 14 ani am plecat cu familia mea în Germania. Și am petrecut aproximativ 27 de ani acolo, timp în care m-am adaptat, pot să spun, dar am simțit un, o chemare. Am simțit că locul meu nu este acolo și. Și atunci ai cu, decis să te întorci? Da, în urmă cu patru ani am decis că locul meu este în, în România. Cum, cum ai ajuns la decizia de a te întoarce în țară și de ce? Cred că s-a întâmplat treptat, dar momentul foarte important a fost în, în care am avut ocazia să vin la botezul uh, băiețelui unei prietene uh, și mi-am petrecut câteva zile aici și, în momentul în care m-am întors, după câțiva ani, n-am mai fost de mult timp în România, am simțit că ar fi momentul să, să petrec mai mult timp aici. M-am întors înapoi în Germania, am, am vorbit cu colegii, cu șefa mea de lucru și le-am le -am povestit că aș avea nevoie de un concediu. Și așa, într-adevăr, după. Trei săptămâni m-am reîntors și am făcut o călătorie cu un prieten drag din copilărie și în călătoria aceea am simțit, am simțit clar chemarea. Am simțit clar că locul meu nu este în Germania, am simțit clar că trebuie să mă întorc, am simțit că am simțit un fel de pace. Pace, o liniște. Liniște, așa interior. Da, da. Um, am fost în Sarumise, am fost în, uh, în locuri speciale și aveam impresia că cumva levitez, plutesc. nu. eram așa în, într-o, într-adevăr, într-o călătorie sufletească. Ai găsit uh, o altă, un alt mod de a trăi, o o altă energie. Da, deci cred că am, am simțit cumva curaj, am simțit ca și când se deschide o lume nouă și -am, ca și când mi-am permis să o simt. Eram, până atunci eram foarte cerebrală. Cercam să fac totul ce e bine, ce e corect, să fiu aliniată cu viața, cu societatea și cumva în călătoria aceasta cumva mi-am permis I-am permis Ianei să-și găsească calea și natura ei, să fie în elementul ei. Și acesta a fost momentul în care ai decis să te întorci în România definitiv? Da. Deci, după această călătorie, m-am întors înapoi și mi-am am, mi -am zis, mi zis mie și mi-am povestit și prietenilor că eu mă întorc. Deci eu mă întorc, nu știu încă cum, dar mă întorc. Și așa și-a fost. Deci m-am întors înapoi și am început frumos, frumos de azi, frumos în sensul educației, că mi-am planificat întoarcerea. Deci mi-a trebuit un an și ceva până când mi-am pregătit totul așa să am impresia că pot să vin împăcată. M am Da, mi-am mi -am așezat lucrurile așa cum am crezut eu să. Și te-ai întors la Timișoara sau unde? Eu știam că locul meu natal, orașul natal, nu va fi locul unde mă întorc. Deci știam că simțeam deja de mai mult timp că trai un oraș nu, e, nu corespunde naturii mele. Simțeam că nu, nu nu pot acolo să trăiesc. Și în călătoria mea mi-am dat seama că trebuie să mă întorc în natură. Și interesant cum spun eu că trebuie să mă întorc, că eu niciodată n-am trăit, eu m-am născut în oraș. Dar simțeam că nu, nu corespunde naturii mele. Eu din copilărie eram din totdeauna cumva... Um, atrasă de plante, de flori mi-amintesc cum uh, e, când ieșeam din casă uh, nu putem să nu mă întorc cu un buchet de flori acasă, cu toate că noi nu aveam grădină deci eu mă duceam la furat de flori <laughs> Da, uh, deci asta am simțit foarte clar că locul meu de întoarcere în, în țară nu va fi uh, Timișoara ci va fi natură și încă nu știam exact unde și așa m-am pregătit. Deci, am căutat. Ideea mea era, de fapt, și una de a mă uh, alătura unei, uh, unor oameni care rezonează cu mine, care au un trai asemănător sau dorința de a trăi uh, în natură. Și am început să caut comunități, uh, oameni care au aceeași filozofie: un trai cât se poate de natural, cât se poate de aproape de natură, sustenabil cu oameni care caută să construiască ceva împreună cu alții și așa încetul cu încetul am, am și avut ocazia să cunosc în, să cunosc oameni care au, au deschis o oportunitate pentru a primi alți oameni deci gen comunitate. Când m-am întors, m-am întors tot așa într-o comunitate unde aveam încrederea că din momentul acela când sunt aici pe plaiurile României se va lega totul. Deci eu am avut asigurată șederea mea numai timp de trei săptămâni. Atâta. Oh, deci ai luat o decizie radicală. Radicală, da având o siguranță pentru da. trei săptămâni. Da, o siguranță că am cu ghilimelele de rigoare. Da. Deci știai da. că pentru trei săptămâni ai așa o asigurată. Da. Dar da. ce va fi după era înceață. Da, 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 era în ceață, Dar era încrederea că se va lega în totul. Uh. Și la nivel financiar, deci, apropo, siguranță. Deci, eu am avut. N-am avut mult timp să-mi pun bani la o parte, pentru că în anul jumate, nu, nu pot să spun. Deci, am venit cu foarte puțin bani pe care. Uh, e, cumva, e foarte repede? Foarte repede, da. Uh, și acolo, iară, mă, cumva, tot așa, aveam uh, o mare încredere că îmi voi găsi calea, îmi voi găsi un mod de a trăi și asta era, de fapt, și intenția, să găsesc un mod de a trăi cât se poate de non-conformist, adică non-material. Uh, și acolo cumva, iar am, am avut siguranța că zâna din mine va găsi conectarea cu natura și am intrat în, în, în până și în ideea de autosustenabilitate. Am început să mă să mă intereseze plantele comestibile, ce ne dă natura, ce avem în preajma noastră și cum ne putem descurca fără fără așa. mulți bani, fără multe uh, obiecte. Și așa m-am pus la drum cu rucsacul. Cu și ruc... unde se întâmplă asta? Uh, Călătoria mea, călătoria, mea, călătoria mea, a început în, în Apuseni și cam pare că tot acolo, acolo e locul, tot acolo mă întorc. Acolo te trage da, 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 da. deci am, am, găsit locuri superbe acolo și simt că e, e un loc special, e o natură impecabilă. E... mi-au plăcut și oamenii și Stilul uh, Molcom, de a trăi, de a vorbi, de a trece prin viață. Da. Uh, da, deci, așa cam a, așa am început cu ideea, de, cu ideea de a mă. de a trece prin, prin, prin viață într-un mod cât se poate de simplu. Și acum? <laughs> și acum, tot, tot așa, am observat că încă mai sunt în căutare a unei comunități, cu unde aș putea împărtăși uh, cel puțin idealul, că de multe ori despre asta e vorba, avem ideale la nivel teoretic, dar practic e mai greu de, de urmărit idealul. Deci, mai departe, caut o comunitate în care aș putea să construiesc cu oamenii uh, o idee comună, o idee, un trai natural, un trai uh, cât se poate de simplu, uh, un trai uh, în pace. Cel mai important. În iubire, în armonie. Și acolo am observat că, da, mai am uh, și am de lucrat, deci mai am de lucrat cu mine, cu pacea, cu armonia, cu uh, încrederea, într-adevăr, și credința că lucrurile se așează. Uh, da. Deci, în moment, am un loc unde, unde, trăiesc. Trăiesc în lângă Cluj, dar nu pot să spun că m-am stabilit acolo. Deci eu încă îmi caut locușorul și sunt ferm convinsă că este în Apuseni și asta urmează acum să, să stabilesc. Deci încă nu te-ai stabilit într-un loc. Nu. După trei ani de când te-ai întors în țară, Da, mai mult de trei ani. Ești da. încă în căutări. Da, da, sunt încă în căutări, da. Tot spuneai despre uh, felul în care vrea să trăiești. Uh -huh. Dar uh, poți să ne explici puțin filozofia ta de viață, filozofia pe care vrei să o trăiești, și pe care vrei să, să o urmezi până la urmă? Um, da, deci, într-adevăr, eu cred că e vorba de o călătorie, uh, și cred că dacă ar fi fost foarte important pentru mine siguranța, mi-aș fi găsit deja un loc și mi-aș fi construit o siguranță clară care, din punctul meu de vedere, are de a face cu probabil ceva material. Deci o casă, un loc unde mă pot întoarce, un așezământ. În normal asta ne dorim toți. Da. Un loc ușor al nostru în care, după ce închidem ușa, să fim în siguranță. Da, 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 da. da e interesant ce înseamnă siguranța. Deci eu mă simt în siguranță în natură, Uh, nu mă simt în siguranță, de exemplu, în oraș, într-un apartament. Nu că m-aș simți uh, amenințată, dar uh, siguranța și pacea, armonia acasă e în natură, într-adevăr. Și acolo îmi văd locul. Deci, uh, într-un loc ușor, în natură, um, dar nu cu orice preț. Probabil asta este și explicația de ce încă nu m-am așezat. Deci, îmi caut un loc într-adevăr în, în, în armonie, cu oameni în armonie. Și nu, pentru mine, probabil, ar fi fost simplu, nu, simplu, dar aș fi găsit soluția să-mi găsesc locul uh, în natură, singură. Și am simțit clar că nu asta doresc. Și de aia, probabil, și călătoresc. Deci, eu încă. Îmi caut um, comunitatea, tribul, nu știu cum să spun, deci oamenii cu care, cu care vreau să, să construiesc, și poate, poate și asta e o soluție: să fie oamenii, să nu fie în același loc, să fie în alte părți, dar să am o uh, impresia că am uh, o familie sufletească, dacă pot să spun așa, uh, cu care pot comunica. Și cu care uh, pot împărtăși ceva și construi ceva. Care ar fi lucruri la care nu ai renunța pentru a-ți găsi locul tău? Cred că um, pentru mine e important să-mi să, să găsesc uh, un loc în liniște și. Pentru mine încadrează liniștea și locul armonios în natură, dar și oamenii care exact același lucru vor. Deci, pentru a-ți găsi stabilitate și liniște, nu te întoarce niciodată în oraș? Da. Ok. Uh, și totuși, din ce trăiești? Uh, am găsit -ă... Am găsit, da, am pot să spun că am găsit. Am găsit o pasiune uh, legată de plante legată de traiu în, în natură și uh, am găsit uh, sistemul de troc, deci e foarte interesant cât de mult, uh, cât de mulți oameni sunt uh, între timp dispuși să dea la troc. Să facă schimburi. Să facă schimburi, da. De lucruri de care au nevoie. Într-adevăr, deci, ce, ce s-a întâmplat între timp, pretențiile s-au schimbat. La totul. Cum arată locul unde dorm, cum arată poate și îmbrăcămintea, deci totul și legat. Și și tot. Cu toate că la hrană, pot să spun că au, am pretenții, dar sunt, pretențiile sunt legate de naturalețea produsului, a plantelor, a legumelor. Uh, și mama natură, în special aici în România, mama natură ne dă. Deci e, asta iară e, e siguranța. Și acum cred că este momentul să pomenim despre miresmele zianei. Da, da. Ce înseamnă miresmele zianei? Da, miresmele zianei e o, poate pot să spun că o fel de ideologie, o filozofie. La nivel practic e un răsfăț eu numesc un răsfăț tămăduitor, un răsfăț culinar și un răsfăț cosmetic. zianei sunt sunt niște produse din plantuțe, din uleiuri, din ciuperci. Pe care uh, eu am încercat să, da, să le alchimizez uh, cât se poate de natural și local. Deci, ideea este, de fapt, să, să trăiesc în, în natură, să mă folosesc de mama natură pentru a uh, crea aceste produse uh, și să mă. Să nu mă folosesc de chimie, să nu mă folosesc de, de um, aditive, de, deci până la urmă produsele deci nimic sunt nimic artificial. Nimic artificial. Produsele sunt numai din plante și uleiuri, fără alte. Ajutoare. Și acestea sunt produsele pe care le dai tu la schimb, în trocurile pe care le, da, le faci. Da, da, e interesant. Deci, dau la schimb pentru um, materie primă, pentru uh, mâncare, hrană, poate uneori și o recompensă pentru că am putut să um, um, optez undeva. Deci, e foarte interesant uh, cât de dispuși pe mine m-au săpins pe de altă parte. Cât de dispuși sunt oamenii totuși să se elibereze de, de ideea aceasta de siguranță și de materialism? Adică, cum suntem obișnuiți, să plătim cu bani pentru ceva. Uite că, iată că, oamenii sunt dispuși să, să se reîntoarcă la o formă destul de ahaică, veche. Și ce sunt, practic, aceste produse? Um, sunt uh, uleiuri de corp. Uh, uleiuri spirituale cu intenții spirituale uh, ca o formă de aromaterapie uh, sunt uh, creme de îngrijire uh, creme uh, gen uh, um, terapeutice uh, condimente din ciuperci și plăntuțe uscate paste, paste de plântuțe. Deci eu, în special primăvara, fac uh, niște paste din uh, leurdă, um, ce, am mai multe, mai multe uh, rețete. Uh, deci încerc cumva toate plântuțele astea și sălbatice să le adaptez puțin și în, în zona noastră culinară uh, clasică. Deci, ca de exemplu, am șovârful leurda și pe care le combin în ulei în uleiuri, de exemplu, de, de măsline cu telemea. Și fac așa un o pastă. Nu, o pastă, da, poate să fie și o pastă, dar poate să fie, de exemplu, și o, un fel de. da, o, o salată. Am înțeles. Da, deci, cumva, ideea e, de fapt, și un. e ca și un experiment cu ideea de, de a vedea cum te poți. cum te poate răni mama natură și cât de. Cât de cât de mult poți să te, te lași în grija ei. Ok, și în urma experimentului, ce ai descoperit? Adică, cam ce procentaj din, din nevoile tale ți le asigură mama natură și cam în ce procentaj trebuie să apelezi la alte surse? Da. Deci, în afară de locul unde, unde dorm, Mă pot complet baza pe mama, mama natură. Deci, până și acum, dacă ar fi să nu am uh, în trăstuța mea ceva de mâncat, aș găsi și acum. Uh, acum găsești, mai găsești măcriș, mai găsești turzică, mai găsești fructe, uh, nuci, uh, ciuperci. Pentru mine asta e o lume foarte interesantă, lumea ciupercilor cu care poți uh, găti extraordinar. Deci, în, în ceea ce privește uh, viața de zi cu zi numai locul unde dorm e o un o problemă. un aspect nu e o problemă, nu e foarte interesant, nu e o problemă, e un aspect care trebuie cumva gestionat uh, în special acum când nu se răcește afară, deci nu mai pot să dorm în cort dacă n-ar fi un loc unde aș putea dormi Uh, și a, locul unde, unde poți să dorm de multe ori are de-a face cu oamenii cu care rezonez. Deci e foarte interesant cum se deschid uh, căile, deci cum, cum mă întâlnesc cu oameni cu care rezonez și cu care, uh, care cumva sunt și ei interesați de o, o, asemenea viață, de a împărtăși cu mine și e tot așa de un schimb. E un schimb de idei, de un schimb de de, de a ne învăța reciproc ceva. Și de ceva. până la urmă. Exact, de energii, de daruri. Uh, și am fost tot așa în călătoria mea și acum mai sunt surprinsă de, de cât de ospitalieri sunt oamenii, în special în România. Și cât de darnici și cât de ușor își deschid porțile casei, ușile casei. Da, sunt chiar. Da. Asta poate face de partea tot așa de siguranța pe care, pe care o simt. S-a întâmplat vreodată să nu ai unde în noaptea? Nu, nu. Nu. Nu, niciodată, nu. Nu, niciodată. Deci, e, de aia sunt, sunt foarte surprinsă de căldura uh, oamenilor. Și sunt surprinsă și de, de fapt, de... Eu cred că e, da, de legătura cu, cu Dumnezeu. E ca și când tot timpul are grijă. Chiar dacă de multe ori am fost uimită, înainte de a rosti eu nevoia, oamenii au venit spre mine și m-au întrebat, tu, de fapt, unde e seară? Unde? Cum s-a întâmplat și seară? Tu, de fapt, unde vei dormi? Și înainte de a găsi eu o soluție, de multe ori vin oamenii spre mine și îmi dau soluția și sunt, sunt foarte uimită și recunoscătoare pentru aceste experiențe. Care sunt, de fapt, dau dovadă de, de Dumnezeu că are grijă, are grijă de tine. Dacă ar fi prieteni de-ai noștri care ar vrea să să încerce cumva produsele tale, te-ar putea găsi undeva, sau ce ar trebui să facă pentru a lua legătura cu tine? Eu am un site pe Facebook, Mires Melezianei, și prin acest site, prin Message, mă putea te contacta. Pot contacta da, acolo. Am și numărul de telefon acolo pe acest site. Că cine știe, poate din, printre cei care ne privesc acum sunt oameni care rezonează cu filozofia ta uh -huh. și care probabil ar vrea să ți se alăture sau să te invite să te alături lor. Da, este foarte interesant ceea ce ne-ai ne povestit, este foarte interesant viața ta și modul de a vedea tu viața foarte aparte față de noi, ceilalți, marea majoritate. În încheiere, te-aș ruga să, să transmiți un mesaj pornit așa, din sufletul tău, celor care ne ascultă. Um, da. Eu cred că că ne... Deci, cel puțin experiența mea e că ne putem asculta chemarea Sufletului. Deci, ceea ce mi s-a întâmplat mie: să ne ascultăm chemarea Sufletului, să avem încredere că ni se va arăta calea, și că sunt oameni în preajma noastră care chiar sunt în preajma noastră, și că ne putem baza pe ei. Deci, important este să te lași. În, în voia Sufletului exact. și toate se aranjează. Exact, exact așa. Da. Ziana, îți mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi, îți mulțumim mult de tot că ne-ai împărtășit uh, din experiența ta și din, uh, din felul tău de a trăi. Uh, dacă vreodată drumurile tale te mai poartă pe aici, pe la noi, te rog, uh, intră și vină cu povești frumoase, să ne mai, mai înclinți un pic sufletele. Vă mulțumesc mult, chiar vă mulțumesc. M-am simțit chiar foarte bine și bine primită, și uh, da, deci precis. Uh, am Hai să te mai, întorci. Am să mă întorc, da. Bun, o iau ca pe, ca pe o promisiune. <laughs> da. Dragi prieteni, am avut astăzi alături de noi pe Ziana și miresmele ei. Eu sunt Emilia Miron, nu uitați până data viitoare să ne urmăriți pe Facebook, YouTube și Instagram. Aveți grijă de voi, toate cele bune. La revedere! <fie>